Dacă ani la rând boxele amplasate la etajul superior al halei centrale din piața Petroșani au fost neocupate, acum administrația piețelor a scos la licitație aceste spații. S-a dorit ca în boxele respective să se comercializeze cu precădere produse agroalimentare. Având în vedere faptul că aveau anumită destinație boxele, am lăsat la apreciere, adică am cerut aprobarea Consiliului Local pentru a se comercializa produse agroalimentare în toate boxele. O prezență destul de mare este acum față de așteptări la licitațiile care urmează să aibă loc. Și pot să vă spun că majoritatea sunt producători de produse lactate și produse din carne. Chiriașii acestor boxe vor plăti 450 de lei lunar pentru aceste spații, sumă la care se adaugă și utilitățile. Prețul de pornire a licitațiilor este de 450 de lei pe lună, iar utilitățile revin în sarcina chiriașilor de a se încheia contracte cu furnizorii de utilități. Ați spus că sunt multe cereri. Da, da. Deci putem spune că în proporție de 80% au fost solicitate pentru licitație. Din închirierea acestor boxe, administrația piețelor din Petroșani încearcă să își suplimenteze bugetul în vederea realizării unor investiții.